Goana după viață continuă în Turcia și Siria. În pofida unor eforturi colosale ale salvatorilor, bilanțul dramatic este în creștere. Sunt în jur de 22.000 de morți. Urma dezastrului secolului, așa cum l-au numit autoritățile turce, mii de supraviețuitori în gheața afară, neavând apă sau alimente. Siria cere ajutor internațional, acuzând lipsă de resurse, inclusiv medicale. Sub moloz, echipele continuă să caute oameni. Iar un profesor japonez în seismologie a declarat că un asemenea seism se produce odată în 1000 de ani. Atenție, urmează imagini cu impact emoțional. My dear ones are burning under this rubble. În Hatay, la peste 90 de ore de la cutremur, un bebeluș de 10 zile și mama lui au fost scoși vii de sub dărâmături, scrie Reuters. Iar adolescentul din imagini s-a aflat sub ruine timp de 4 zile și din fericire a fost scos viu. Stadionul pe care îl vedeți în imagine este unul dintre cele mai mari din Kahramanmaraș. Acum a devenit un oraș al corturilor pentru cei care au supraviețuit. Aici stau în jur de 3000 de oameni, câte 15 într-un cort, scrie Al Jazeera. Noaptea este foarte frig. We are safe as much as a tent can defend us. Kids are cold at night. I have a 3-year-old son. He is scared as soon as the tent shakes and runs towards me asking, "Is it happening again?" Situație tensionată și în Siria, unde salvatorii duc o lipsă acută de echipament și cer ajutor internațional. عائلتي اهلي كلهم راحوا اهلي كلهم راحوا ابوي وامي واخوي واختي وابن اختي ما عم بصدق ما عم بصدق يا جماعه ما عم بصدق. În Jindire, una dintre zonele cele mai afectate din Siria, oamenii caută supraviețuitori cum pot. لا في معدات لا في اليات ما في اي شيء نهائيا معدات بسيطه كلها العالم هذه عم تشتغل بيديها هذا عمل انساني بشكل عام اليوم اي واحد ما فيني يشوف حدا والله متضرر تحت زلازل ما يتدخل. În timp ce echipe de salvare și voluntari din întreaga lume au mers să ajute în Turcia, până acum în Siria a ajuns puțin ajutor, scrie Al Jazeera. جايين معدين على تركيا عربيات الاسعاف من اضنا ما بتتوقف الى ان دخلنا سوريا الوضع في سوريا في غايه الصعوبه ما فيش اليات ما فيش اسعاف كافي ما في مواد غذائيه ما في خيم ما في مواد غذائيه كافيه اطقم طبيه المستشفيات هنا تستغيث تحتاج الى ادوات طبيه لغسه الجرح قبل شو بدنا نطلع ضحايانا ما تحضر نعم شو نشتغل يعني Jindire se află într-o zonă controlată de rebeli în Siria, acolo unde 12 ani de război civil și așa au traumatizat populația și au slăbit infrastructura. În orașul Idlib, familiile siriene se refugiază într-o tabără de strămutare improvizate, după ce casele lor au fost distruse de seism. Halian, noi am 6 مراكز الاماكن مفتوحه يعني ما في ابنيه ف يعني وجدنا صعوبه كثيره يعني خصوصا اعداد الاطفال والنساء كبير فنحن AFP notează că primul convoi de ajutor al Organizației Națiunilor Unite pentru Victimele Cutremurului a ajuns la punctul de trecere a frontierei Bab al-Hawa din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Pe 6 februarie, două cutremure violente de 7,8 și 7,6 grade au lovit Turcia și Siria, ucigând și rănind zeci de mii de oameni și distrugând mii de clădiri.